Ok, super repede înainte să înceapă episodul, voiam să vă spun, dacă nu ați văzut la final în episodul trecut, că în sfârșit am reușit să-mi fac Facebook unde voi posta chestii despre canal și nu numai. Deci da, aveți link în descriere și la chestia aia cu ei din colțul de dreapta sus al ecranului care ar trebui să apară cam acum. Deja, cam asta ar fi. Bagă intro-ul eu de viitor. Și un alt lucru super repede, am făcut valabilă la descărcat cariera cu progresul din jocul trecut. Acum mă îndoiesc că o să o descarce careva fiind și jocul trecut, dar că am promis în video că o să fac valabilă, așa că dacă vă duceți în comentarii acolo veți vedea un link în comentarii. Ok. Salut! Eu sunt Drago și... Da, bine ați venit la un nou episod din seria cu Craiova, care sper eu să apară destul de aproape de primul episod. Deci da, hai să nu mai irosim timp, să vedem ce am făcut de în ultimul episod. Da, nu prea multe, dacă ne uităm aici la transferuri, singurul pe care l-am luat este Gaetano? Oricum, Gaetano Berardi, ca împrumut de la Leeds, pentru că aici la funda stânga nu aveam decât un singur jucător pe care era Briceag și nu e neapărat mai bun ca Briceag fratele ăsta Gaetano, doar că nu, dacă nu se descurca bine Briceag chiar nu aveam pe nimeni. La tactică am mai schimbat câteva lucruri aici. Nu, am decis să nu merg cu formula gen 4-1-4-1, am schimbat-o la un 4-4-1-1 cu Mirko în poartă ca sweeper, Briceag, Gardos, Ferreira și Dimitrov la linia de fundaș, în mijloc avem pe Bancu, Fedele, Cicldeu și Matic, Mitriță ca mijlocaș ofensiv și singur atacant Nuno Rocha. Acum sper să nu fie izolați cei doi, am încercat să-i fac mai atacanți pe Bancu și pe Matic ca winger, doar că, da, în amical eu zic că a mers destul de bine, adică cu Rapid Viena, care nu a ajutat foarte mult fotbalul românesc sezonul ăsta, am reușit să facem un egal, care, bă, eu zic că a fost bine, adică cred că am jucat chiar mai bine ca ei, poate că am fi putut să luăm mai mult din meciul ăla, că nu m-am ofticat. După aia am jucat cu CSKA Sofia, din nou i-am bătut cu un autogol, doar că o victorie, victorie. Și cu, apoi am jucat cu o echipă din Liga 3-a, Bulgaria, care da, nu am schimbat foarte mulți jucători. De fapt, în toate meciurile am schimbat cam toată echipa la un moment dat, doar că aici am bătut 3-0. Doar că un lucru de notat din toate meciurile astea este că în toate am avut foarte, foarte multă posesie, adică începem aici cu Rapid Viena 58%, care deja e mult. După aia cu CSKA, dacă ne uităm, 73% posesie. Tot am reușit să ne luăm un gol, sigur penalti, doar că 73, și apoi în meciul ăsta cu Zagoreț 75, chiar mai mult. În contextul în care am schimbat, dacă vă uitați aici, toată echipa, doar ca să văd cum se comportă băieții. Bun. În rest, da, nu știu ce să zic, mi se pare dacă ne uităm aici nu s-a schimbat nimic, dar tot locul 3 suntem. Da, chiar hai să ne uităm ce transfer a mai fost în ligă, pentru că sezonul ăsta nu foarte multe. Un singur transfer pe bani, Dennis Mann a plecat la Watford pentru doar 800.000, doar că se va ridica la 3 milioane. În rest, nimic interesant, numai împrumuturi și din astea transferul pe Moca în Liga 1, ceea ce într-adevăr are sens, e un lucru care s-a întâmplat și în viața reală. Oricum, să vedem la training, da, la training. Este mult mai ușor decât mă așteptam, sincer, pentru că practic
ce se întâmplă e că îți dau antrenorii tăi aici un calendar deja făcut de ei și zic că boss, fă ce vrei tu cu el, dacă schimbi bine, dacă nu, nu. Și chiar am schimbat câteva lucruri aici. Da, hai să vedem. Craiova, CFR în Supercupa României. Mi se pare, nu știu dacă se pune ca competiție oficială, mi se pare că Community Shield-ul din Anglia se pune ca meci de presezon. Este important dacă s-ar putea să fie ăsta singurul nostru trofeu pe care l-am putea câștiga, dacă ajungem să-l câștigăm. Dar că nu, o să încerc să fiu optimist, deși aici se pare că jocul zice că CFR-ul are prima șansă, ceea ce da, are sens. Ciudat, 16.000 de bilete doar. Mă așteptam să fie plină Oblemenco, doar că da, aici v-am arătat ce jucători vom alege. Hai să zicem pe bancă, l-am ales pe Calancea, Popa, Berardi, Șerban Mateiu, Glavina și Colgici, care Colgici, practic, după atribute, este mai bun ca Nuni Oroce, dacă nu mi-a plăcut cum a jucat în amicale. Și că tot vorbeam de amicale, copilul ăsta, Adrian Juncu, mi se pare că a jucat foarte, foarte bine, deși are o singură stea și că l-am pus de pe bancă într-un din amicale, mi se pare, cu Viena și în cealaltă două chiar a jucat bine. Doar că am zis să nu risc în Supercupă, poate că o să mai joc în Ligă, în orice caz. Așa, da, o să vă arăt cam ce instrucțiune am ales. Primul rând, Balanced, care... Cine mă sună? Alo? În momentul ăsta? Fucking înregistram un episod, fratele meu. Stai, te bag pe difuzor. Zici tu ceva, zici tu ceva la microfon. Ce? Sunt vreo trei acolo, gen... Poți să-ți faci abonament gen partea unde sunt două ieșiri. Da. Dar ce cauți la poli? Stai, nu sunt toate ciorile cât găinile? Bine, ok, mai e altceva? Nu, asta era. Să nu mă scuzi din episod. Bine. Spune frate, îmi dă un report dacă mă scuzi. Ok. Știi ce Bine, mă? hai, pa! Bine, ai salut, să crești mare. Bravo! Bun, am avut și o apariție surpriză de la Eddie. Hai să continuăm. Ce făceam? A, da, instrucțiuni. Da, am făcut câteva schimbări, adică mi-au dat niște instrucțiuni de la început, când am ales counter-attack-ul direct. Doar că, da, nu o să vă zic, dacă vreți poți să puneți pauze la, să vedeți ce am schimbat aici. Doar că, da, hai să mergem la meci. Bun, bine ați venit la Oblemenco, care aparent nu are colț, ok? Da, am văzut chestia asta, băi, urăsc pătratele astea din spate la jucători, gen, sunt complet inutile, fratele meu. Bun, este o zi specială pentru suporteri, mă, noi nu-i pasă. Așa vine de la evenimentul zilei. Nu știu dacă este vreun patch care am băgat eu sau ceva, doar că în jocul ăsta chiar au băgat ziaruri adevărate și publicații în general adevărate, ceea ce mi se pare doar amuzant în jocul ăsta în engleză să vezi un GSP sau vreun prospod din când în când. Oricum, Denis Fintilă mă întreabă la primul meci de Craiova, cum mă simt, da, e o zi specială și așa, bun, o să joc 3D în cariera asta, m-am decis, pentru că chiar îmi place cum arată engine-ul 3D anul ăsta și da, am zis de ce nu. Bun, și am început. Nu, dar o să fie în orice caz interesant să vedem cam cum ne descurcăm cu o echipă mare care chiar este de la noi din ligă, dacă ne uităm aici, prima șansă, doar că salvează Arla. Oban. Ok, și pare să fie poate chiar șansa noastră. Da, este o pasă foarte bună la Nuni Orocea. Nuni Orocea 1 la 1 cu Arla Uschis. Nuni Orocea! Doar că Arla Uschis salvează foarte bine și da, noi am cam dominat acum la începutul meciului.
Da, ziceam că am putea vedea cam cum ne descurcăm cu echipe mari care chiar sunt din România, pentru că sunt destule care, cu care suntem considerați că ne bătem la campionat, sigur FCSB, Craiova, Viitorul, Dinamo. Ok, am mai râs puțin de Dinamo în cariera cu Viitorul și nu vreau să fac asta chiar o chestie comună, pentru că ar deveni repetitiv și sunt sigur că fanii Dinamo-viși nu s-ar bucura. Doar că, păi, trebuie să menționăm la Dinamo sezonul ăsta când au eu șansa aici a Țucudean și salvează Mirco foarte bine. Dinamo sezonul ăsta, sigur, când înregistrez episodul ăsta, ei chiar au câștigat un meci cu voluntari 1-0 după un penalti minutul 94. Nu ideal. Nu, dar în orice caz au o situație într-adevăr cei de la Dinamo și practic am adus vorba pentru că vreau să vă zic că am avut o intersecție cu ei. Deci mergeam eu pe stradă în militari și la un stop chiar am prins autocarul celor de la Dinamo, care se întorcea, probabil ieșiseră de pe autostradă, probabil de la meciul cu Sixereda Miercurea Ciuc, în care știm bine echipa de Liga 3 i-au eliminat din cupă, doar că, băi, gen, nimeni nu vorbea în autocar, Rednic se uita în gol pe stradă, jucătorii, sigur, nu puteam vedea chiar complet, pentru că avea un geam fumuriu la autocar, doar că nu socializau jucătorii între ei. Chiar m-a făcut să mă simt trist pentru câteva secunde, doar că... Nu, pentru doar câteva secunde, pentru că după aia mi-am amintit de 2002. Oricum, schimbări, nu știu dacă trebuie să schimbă pe cineva, văd că nu ne roce cam... nu prea face foarte multe, doar că, din nou, mi-e frică să nu fie vina lui, gen să nu fie izolat. Nu știu dacă am putea schimba sistemul aici. Am putea, doar că n-ar fi chiar naturali Matici cu Bancu. Nu e cel mai bun moment să mă gândesc la un sistem nou, doar că... Ok, hai să facem asta și să jucăm mai adânc, să nu riscăm cu CFR, practic. Chiar mi se pare că deși noi am avut mai multe șanse concrete, ei au jucat mai bine. Și da, hai să începem. M-ar supăra să pierdem Supercupa aici... nu prea sincer, adică și în viața reală mi se pare 1-0 sau 2-0. A pierdut Craiova pentru CFR. Dar că da, eu par să aibă prima șansă aici. Să mor tu. Țucudean, evident, unul dintre cei mai buni jucători sezonul ăsta până acum în fața lor la Uschis. Și... adică ce-a fost asta din partea lui Mirco? Am zis în fața lor la Uschis, nu? Fața lui Radauskis, 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 la Djokovic, Manea, înapoi la Hoban, care pasează înapoi la Manea, pasă foarte bună la Păun, care... ok, interesant. Ce făcea acolo cine e ăsta? Gardoș? Chiar a început să joace cu viața reală? Ok, trebuie să schimbăm câteva lucruri de clar. Că nu știu ce, nu, n-am jucat rău. Cred că trebuie să facem niște schimbări, hai să vedem. Ivan Matici cu 6.1, wow. Da, nu cred că mă întorc înapoi la sistemul 4-4-1, pentru că... 1, am uitat din 1. Pentru că nu merge așa și o să-l schimb pe Matici cu... Da, asta e o altă problemă noastră, pentru că nu avem pe nimeni cu care să joace aici. Fiți atenți, îl pun pe Dimitrov, care îl lăsăm ca winger, și în locul lui Matic îl punem pe noul venit, Berardi. O să trebuie să mă gândesc la o poreclă și pentru el. Și în rest, da, hai să-l punem pe Colcic și să-l jucăm ca poacher. Da, ca poacher, hai să vedem. Măcar un gol să dăm și noi, să nu fie chiar 2-0. Deși, stai, nu, chiar trebuie să mă uit. Cât a fost conul viața rară? Doar 1-0 și... a venit și cu mai mulți oameni în viața rară decât la noi.
Poate ar trebui să schimbăm ceva de la tactică. Hai să încercăm o mentalitate mai pozitivă și mai shoot on sight. De ce nu? Mai aș putea gândi la câteva motive pentru care n-ar trebui să facem asta, dar... Da, mai sunt 20 de minute, trebuie să încercăm ce putem. Se pare că s-au cam oprit toate highlight-urile de când au dat cele două goluri rapide atunci. 10 minute rămase. Ei, poate să aibă o nouă șansă, Mureșa, pe bune. Și chiar eram entuziasmat după amicale că mă așteptam să ne descurcăm bine. Oricum, nu e neapărat o indicație pentru sezonul ăsta, vedem ce se mai întâmplă. Hai să mai băgăm pe cineva doar ca să zicem că am făcut toate schimbările. Cicâldău are cartonaș și e și obosit și s-a descurcat foarte prost. Hai să-l băgăm pe Matei în locul lui. Sau să nu facem asta, ok. Nu știu, frate, hai atunci pe Prăzvan Popa în locul lui Gardoș. Da. Confirmăm. Ok, o să încerc să merg pe Very Attacking, care e practic varianta de Overload de anul ăsta. Overload. Over... nu știu să vorbesc. Oh! Chiar m-a oprit din comentat, adică gen nu mă așteptam să se întâmple nimic, dar Cicâldău care fuge cu mingea, dar nu, cred că... Da, cred că e cam în zadar. Reușește un gol absolut incredibil. E un gol din prima și foarte, foarte frumos, nu e neapărat absolut incredibil, doar că... Da, o consolare, o să mă bucur cu asta. Și da, cam asta e Supercup. A, pe bune, chiar trebuia să-mi arăți asta. Asta ar cam fi Supercupa României. Nu e cu Hermannstadt, cum am zis episodul trecut, nu știu ce... Mă gândeam la cupă, evident. Doar că, da, dacă nu era penaltiul ăla care... Da, o să mă uit imediat să văd cam de ce a fost penalti. Nu prea eram atent. Ce? Mitriță? Stai, trebuie să văd asta din nou, că nu... Unde Cionit să trimit o mince în care eu... ok, cred că i-a dat un șut. Ok, are sens atunci. Și da, cam asta o să fie tot pentru episodul ăsta. Cred că... Da, au fost generate gen Europa League, pentru că nici măcar nu apărea episodul trecut și... este cam aproape, doar că... Da, cred că următorul episod o să fie, practic, FCSB și cu... oricine om nimerit de aici. Dacă este o echipă interesantă, pentru că dacă nu este o echipă interesantă, s-ar putea să vin mai târziu, pentru că nu vreau să mă lungesc cu cariera asta, vreau să meargă mai așa, mai fluid, mai repede în orice caz. Bine, factorul principal în asta ar fi să încarc mai des, doar că... Da, și dacă v-a plăcut episodul ăsta, nu uitați să dați un like, dacă aveți vreo părere, nu uitați să dați un comentariu în același timp. Abonați-vă dacă vreți să mai vedeți episoade de genul și cel mai important, nu uitați să dați un share, cum mă repet în fiecare episod, pentru că, din nou, asta mă ajută cel mai mult. Și da, cam asta ar fi tot. Ciao!